jucători aflați în careul CFR-ului și iată, surpriza este posibilă, mai puțin de 30 de minute până la final. CFR Cluj, Voința Sibiu, 1-1. Dacă este să moară, atunci Voința o va face cu caracter. Iată, devierea vine de la Cristian Apostol. Deviere decisivă în această fază a lui Cristian Apostol. Fundașul central al Voinței marchează un gol care practic obligă pe CFR Cluj să fie mult mai prezent în ofensivă. Acest meci contra Voinței părea unul extrem de ușor pentru CFR. Încă 3 puncte de serviciu, o victorie ca și asigurată. Așa părea la începutul jocului, însă iată că Voința profită de relaxarea prematură a ceferișilor și lupta pentru titlu este în acest moment deschisă. Chemat de la încălzire, Panin, cred, foarte nervos, fundașul dreapt al CFR-ului, și-a aruncat tricoul pe bancă. Evident, furios după golul încasat de echipa sa. Probabil îl va înlocui pe Lion. Calisare. Acum Lion, neatent, cede la CFR. O pasă pentru Iulian Popa. În centru așteaptă Zădrean. Iulian Popa față în față cu Lion. Popa a întârziat prea mult, s-au repliat cei de la CFR. Sunt numai puțin de 8 jucători.